Ce ne puteți spune despre ansamblul Burniței Rezidențiale? Este un ansamblu de blocuri noi, aflat în cartierul Titan, în imediată apropiere a stației de metro 1 decembrie 1918, la 12 minute de mers pe jos conform Google Maps. Este compus din trei corpuri aflate în faze diferite de construcție. Ansamblurile dispun de locuri de parcare atât subterane cât și supraterane care se pot achiziționa contra cost. Apartamentele vor fi compartimentate interior cu cărămidă, iar fiecare dintre aceste apartamente va fi contorizat independent și va avea centrală termică proprie. Ce tipuri de locuințe găsesc aici potențialii clienți? Aici găsim atât apartamente cu două camere, cât și cu trei camere. În cazul celor cu două camere, prețurile sunt între 46.000 de euro, respectiv 55.000 de euro cu TVA-ul de 5% inclus, iar cele cu trei camere au prețurile cuprinse între 63.500, respectiv 77.000 de euro cu TVA-ul de 5% inclus. Nu sunt suprafețe mari la prima vedere, dar apartamentele sunt optim compartimentate, astfel încât fiecare metru pătrat să fie util din plin. Ce tipuri de locuințe preferă în special clienții? Clienții preferă cu precădere apartamentele cu două camere, probabil și din cauza prețului accesibil al acestora. Sunt destinate familiilor la început de drum, care au un buget mai limitat. În corpul 3 au fost gândite încă din faza de proiect apartamente cu 3 camere, care au prețurile accesibile și se pretează și pentru achiziția prin programul Prima Casă. Noi încurajăm clienții să cumpere încă din faza de proiect, astfel fiecare nou beneficiar al unui apartament își poate personaliza apartamentul după bunul plac, prin alegerea finisajelor și, de ce nu, prin mici, mari, medii modificări de compartimentare. Care sunt pașii de achiziționare și modalitatea de plată preferată de către clienți? Pașii sunt în felul următor. În primul rând se face o rezervare în valoare de 500 de euro, iar în decurs de 10 zile lucrătoare se merge pe un antecontract la notar, unde se percepe un avans de minim 5%. Asta diferă în funcție și de modalitatea de creditare aleasă de client. Clienții preferă programul Prima Casă, dar din păcate în ultimul timp fondurile insuficiente au făcut ca aceștia să opteze și pentru un credit ipotecar. Noi, Imoneria, prin colaborarea pe care o avem cu diversi brokeri, putem să îi susținem în alegerea soluției de finanțare potrivită pentru fiecare dintre ei. Când estimați că vor fi gata lucrările? Câte vedeți, primul corp este deja finalizat în proporție de 80%, majoritatea locuitorilor sunt deja mutați aici, al doilea și așteaptă noi clienți în începutul anului 2017, iar pentru cei care nu au reușit să-și achiziționeze încă un apartament aici, îl construim pe cel al treilea. Acesta va fi locuibil din primăvara-vara anului viitor. Fazele construcției le puteți urmări pe site-ul Imoneria, la capitolul de detalii tehnice al fiecărui ansamblu sau pe pagina Burniței Rezidențial. Noi încercăm să venim în sprijinul atât celor care sunt în căutarea unui apartament, cât și a celor care deja și-au achiziționat un apartament aici. Astfel, cei care sunt în căutarea apartamentului pot vedea încă de la prima cărămidă cum s-a construit blocul, iar cei care au antecontractat deja un apartament aici pot vedea cum evoluează lucrările și cum casa lor prinde contur.